Biletul zilei la pariuri sportive pentru azi, 19 februarie, vine cu meciuri din Franța, Italia și bineînțeles Superliga Românească. Da, într-adevăr au ieșit două bilete consecutive la această rubrică, biletul zilei, dar atenție mare la miză, nu vă îmbătați cu apă rece, nimic nu-i sigur la pariuri, chiar dacă analiza este bună zi de zi și argumentată, nu înseamnă că orice pariu pe care îl dau eu este 100% sigur. În pariuri nimic nu e sigur, de aceea uitați la Lorient Ajașio, pare bani pe jos aici pronosticul, cu faulturi mai multe comise de Ajașio. De ce? Aveți toate argumentele la punctul zilei, clipul precedent pe care... A, în care spun exact toate detaliile și vă invit să-l vizionați și să-l ascultați până la final pentru a asculta dacă cotele sunt grășite la acest meci pentru că mi se pare prea, prea ușor acest bilet. La fel ca și la meciul Fiorentina Empoli, unde toate drumurile duc către mai multe cornere Fiorentina decât Empoli. De ce? Pentru că Jucătorii lui Vicenzo Italiano dețin cea mai mare medie de cornere obținute în Italia 6,41. Totodată acordă cele mai puține cornere adversarilor în Serie A doar 3,14. Practic, a obținut în aceste etape până în prezent 141 de cornere și a cedat doar 69. În timp ce Empoli a obținut doar 92 și a cedat adversarilor un total de 134 pentru că Empoli este echipa care acordă cele mai multe uh, uh, cornere adversarilor din serie A mai exact o medie de 6,08 obține la rândul ei o cifră de 4,18 cornere pe match, dar pariul meu este simplu, Fiorentina va avea mai multe cornere, cotă 1,28 și așa cum s-a întâmplat în ultimele două partide directe unde Fiorentina a avut un handicap mare avans de cornere, mă aștept și azi măcar să aibă cu un corner mai mult. Un alt meci interesant este partida dintre Roma și Verona. Dragi prieteni, Roma știți cu toții joacă pe contraatac foarte, foarte bine, împotriva ei să obține a doua cea mai mare medie de cartonașe galbene din serie A, în timp ce Verona este una din cele mai uh, agresive echipe din campionatul italian. De aceea Având în vedere că avem și un arbitru destul de ok care acordă o medie de 5 cartonașe galbene pe meci, mă aștept ca Verona, cea care a încasat 63 de cartonașe galbene până în prezent, la o medie de 14,8 faulturi și, bineînțeles, care are și o cifră de 2,9 galbene încasate pe meci, să încaseze cel puțin două cartonașe. Atenție, două cartonașe nu cartonașe galbene, da? Adică la un roșu noi avem biletul direct verde. Și un pariu foarte, foarte interesant la dueluri în Liga 1, această rubrică nouă de speciale în care eu mă încred foarte tare și îmi place extrem de mult pentru că avem așa, cine va da mai multe pase dintre Octavian Popescu de la FCSB și Andrei Ivan de la Craiova. Știți cu toții, astăzi joacă FCSB versus Craiova. Iar Popescu are cotă 20 în mod normal pariul ăsta primește cotă 1 dacă, nici, dacă unul din cei doi jucători nu sunt titulari. Da. Dar în aceste condiții în care Popescu va fi tras mai în centru, la mijlocul terenului, în timp ce atacantul Craiovei joacă un fel de extremă, vârf de bandă avansat, de multe ori chiar vârf împins, Mă aștept, bineînțeles, logic ca Popescu să aibă mai multe atingeri și implicit mai multe pase, mai ales că FCSB-ul ar trebui să domine această partidă la posesie. 1.20, așa arată biletul zilei, cotă 3.31, dragi prieteni, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile, mă înclin.